Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi revenim cu partea a doua la colecția de parfumuri, întreaga mea colecție de parfumuri pe care voi ați așteptat-o atât de mult. O să vedeți dacă merită sau nu așteptarea pe care ați făcut-o. Aici avem parfumul Oh Sweet de la Oriflame, care este un parfum cu dulce de lece, un parfum cu caramel, cu bomboane de piersici, cu jeleuri, cu așa mai departe, un parfum bombonicios, dulce, care așa se și simte. Deci este ca un ceai îndulcit. Din ce simt acum la atomizor. Da, deci exact a jeleuri cu piersici și cu caramel pe deasupra. Este foarte frumos parfumul, nu știu cum să spun. Este superb, nu am prea multe cuvinte. Aici avem din gama Women's Collection, avem Jasmine Sensual, care este un parfum superb cu iasomie, care mi-e place foarte mult. Aici iasomia este o notă în prim plan, este o notă foarte frumoasă pentru persoane care apreciază iasomie. Este foarte drăguț. Și merită avut în colecție dacă vă plac iasomiile. Următorul parfum este acest Possess, care mie îmi place foarte mult, dar nu știu de ce, nu știu, unele persoane nu-l mai apreciază acum. Este Possess simplu, care este așa cu auriu. Ei spun că au note, că are note de ananas, paciule și ylang ylang. Da și nu. Este un parfum oricum destul de puternic. Știu că îl aveam pulverizat pe mână, pentru că cineva mi-a dat să îl încerc. Și apoi m-am dus eu într-un magazin din acesta cu produse mai scumpe decât produsele Oriflame. N-aș vrea să dau vreun nume, dar vă dați seama cam în ce magazin m-am dus. Și acest parfum după mine. Și eu spun, vai cât de frumos miroase înăuntru. Apoi am plecat, vai cât de frumos, nu știu de unde miroase. Adică mirosul încă merge cu mine. Oare eu miros așa? Și când m-am apropiat așa cu nasul de mână, spun, vai doamne, ăsta miroase așa de frumos. Și îmi amintesc că nu-i dădusem nicio șansă la început, deci nicio șansă nu i-am dat și am rămas chiar surprinsă de performanțele lui. Bun. Următorul parfum este și Shiseido Everbloom, pe care l-am cumpărat. Și are aici Sakura Art Edition. L-am cumpărat în variantă de tester. Este un parfum care tot așa, este o ediție limitată. Este dulce, este floral, este, cum spune nici în numele, este cu flori de cireș, cu sakura. Îmi place foarte mult. Și dacă aveți vreodată ocazia să-l încercați, încercați-l. Este diferit față de, este unul clasic așa, și Shiseido Sakura sau nu știu, Everbloom, nu știu cum este. Și nu vine așa în degrade cu argintiu cum este al meu. Dar mie îmi place foarte mult, mai ales varianta aceasta. Pe celelalte variante nu le-am încercat. Am mai încercat eu unul de la ei, dar am impresia că are trandafir bulgăresc sau ceva, care mie nu-mi place deloc și probabil majorității nu mai place trandafirul bulgăresc în ziua de astăzi. Bun, următorul parfum este K235, care să vedem ce este. Este Linter, dar surpriză, în cutie avem K246, am cam încurcat borcanele. Și aici avem, după cum bine știți, K246 este negreșta replică a lui Armani My Way, care este și destul de consumată și nu am mai consumat de când vă spusesem eu că urmează să mai consum din el. Nu am mai consumat, dar este timp, nu? Bun. Ia să vedem. Următorul parfum, tot în variantă de tester, am cumpărat Dot de la Marc Jacobs, care a fost cadoul meu pentru ziua mea, adică am primit bani de la mai multe persoane și mi-am cumpărat Dot de la Marc Jacobs, care este un fructat verde. Atât de frumos, deci eu nu știu, îmi place foarte mult și nu regret că am dat 246 de lei pe un tester, că atât a fost. A fost destul de scumpuț și mai ales varianta de tester, dar m-am gândit că varianta de 100 ml, sigur o să-l port, arată superb și într-adevăr arată superb.
dacă aș fi primit și capacul, nu mă supăram, arăta și mai superb de atât. Dar ce să facem, în viață nu primim întotdeauna ceea ce merităm. Bun, următorul parfum este Wild Boost. Și este acesta cu zmeură și pepene. Este foarte drăguț acum, mai ales pentru vară. Este ca o apă de toaletă pe care s-o pulverizați din plin vara. A fost în magazine oare vara trecută. Acum două veri, am impresia. Au fost în magazine și nu știu dacă acum le-ai mai găsit sau dacă puteți să le cumpărați din alt loc. Bun. Următorul parfum este acesta, care am impresia că este un fel de arabesc, de la Fragrance de Lux. Așa se cheamă brandul. Și după cum vedeți cutia, vă puteți da seama că este vorba despre un dupe pentru Tom Ford Lost Cherry. Și parfumul acesta se cheamă Red Cherry. Și o să vedeți cât de frumos arată el. Uitați, deci cât de mare este acest parfum și greu. Deci așa să mă vedeți și pe mine. Este un parfum foarte greu. Uitați mai fundul lui cât de mare și gros este. Cred că este greu mai ales din cauza asta. Este un parfum care miroase demențial a cireșe. Deci a cireșe, dar atât de puternic încât aș spune un fel de lichior de cireșe. Acesta este un lichior de cireșe și nimic mai mult. Deci nimic mai puțin. Foarte, foarte drăguț și nu mai spun designul, foarte frumos. Am mai văzut dupe pentru Lost Cherry, dar nu arăta în așa mare fel și nu vă spun că prețul a fost unul de nimic, ce să mai... A fost vreo 60 de lei, 70 să spunem, dar foarte puțin în comparație cu alte dupuri pentru Lost Cherry. Și între timp am găsit și parfumul Giordani Gold Essence Blossom, care este Rose Gold. Vă spuneam data trecută că nu știam, în videoclipul anterior, că nu știam unde este. Acum l-am găsit. Miroase foarte drăguț și ușor diferit de esența simplu. Acesta miroase a flori de tei, miroase dulce, miroase floral. Este total altceva față de fresh-ul Giordani Gold Essence și atât. Bun, următorul parfum este O Nebunie. Și spun asta pentru că uitați cât de frumos este și cum se mișcă și cum sclipicește acest Marc Dion Fiorella Stiletto. Este un parfum de 100 de mililitri pe care l-am cumpărat și eu de pe Parfumo. Și uitați cum arată, superb, superb. Și cred că acesta este un fel de dupe pentru ori parfumurile Carolina Herrera, pentru că cam asta vor să imite, numai că așa se scoate. Nu se pulverizează așa cum e acest la fake. Apăsați așa. Este tot așa un parfum cu fructe de pădure, un parfum destul de fresh din cauza paciuliului. Este un parfum din nou cu paciule și fructe de pădure. Bun. Următorul parfum este unul de la Burberry și se cheamă Burberry Weekend. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Am avut un dupe pentru el și mi-a plăcut enorm, dar enorm. Cum se dezvoltă pe piele, nu știu. Deci, la început nu pare mare brânză, cum ar veni, dar după aceea se transformă și notele sunt atât de frumoase. Și vi-l recomand și vouă. Dacă nu l-ați încercat încă, încercați-l și vedeți voi ce părere aveți despre el. Mie îmi place foarte mult. Următorul parfum este unul de la Essence by Sandra Lee Essence Del El, care este din nou tot dupe pentru Narcisor Rodriguez. Nu pot să pronunț. Deci nu mă mai chinui să mai pronunț acest nume, pentru că nu o să-mi iasă. Din nou, seamănă foarte, foarte bine cu aromescul acesta, acela micuț. Din nou avem aici culoarea Rose Pal, care, să spunem, este simbolul care te duce cu gândul că este un dup pentru Narciso for her. Bun. Și cam asta cu el. Un floral alb frumos. Ups, o să le spargem aici între ele. Bun. Următorul parfum este Roberto Cavalli. Am mai văzut pe undeva pe site-uri că se cheamă Signature.
Eu știam că e Roberto Cavalli, dar probabil e Roberto Cavalli, semnătura lui Roberto Cavalli, care se poartă în tot anul timpul, în tot anul, vreau să spun. Mie știți prea bine că îmi place chestul de mult și la fel este un parfum foarte persistent, deși am doar 30 de mililitri aici, totuși sticla nu pare să se ducă în jos. Bun, următorul parfumel este un parfum mai mare, nu doar un parfumel. Și vreau să văd dacă este apă de parfum sau apă de toaletă. Apă de parfum scrie aici. Roses Blanche. De la Jean Arte avem și semnătura. Ați vedeți, pe o sticlă de 20 de lei. Foarte fain. Eu am dat, cred că 20-25 până în 30 de lei. Și este un parfum cu trandafiri albi. Dar ce m-a făcut să cumpăr parfumul acesta pe lângă trandafiri albi? A fost nota de lici și nota de gem de trandafir sau dulceață de trandafir, nu mai știu exact cum se cheamă. Și este un parfum destul de fain. Eu nu prea am apucat să-l folosesc, dar vara este un prilej bun pentru a folosi toate parfumurile din colecția mea. Bun. Următorul parfum este tot un dup de la Lidl din gama Luxury. Shame on you. Acesta este dup pentru The Only One de la Dolce & Gabbana, oare? Parcă Dolce & Gabbana. O să vă las poză pe ecran. Este un parfum cu cafea, un parfum cu miere și cred că și cu portocale. Este un parfum destul de drăguț și vedeți că am consumat puțin din el, având în vedere câte parfumuri mai am. Bun, îl pun la loc. Următorul parfum este un parfum de la Orientica și anume Violet Oud, care nu o să vă vină să credeți, dar este dup pentru Lancôme Hypnose. Și cum eu voiam de foarte, foarte mult timp, nu știu, probabil n-am spus niciodată aici pe YouTube, pentru că voiam Lancôme Hypnose înainte să fac YouTube, când pe parfumul Lancôme Hypnose se găsea și la un preț la 50 de mililitri și chiar la 75 am văzut odată, sub 200 de lei, adică undeva la 185 de lei, 189 odată, chiar și 170 ceva. Dar, vă spuneam, a fost odată. Un alt tester de la un parfum original, avem tester pentru Organza de la Givenchy, care din nou este un parfum care pe mine m-a făcut foarte curioasă, dar... Da. Știam că este un parfum cu gardenie, cu flori albe, cu, cred că și tuberoză, nu, cu iasomie, gardenie și vanilie. Pentru că la testare scriu aici notele, mai ales la cele originale. Și este un parfum frumos, îl văzusem pe canalul lui Beauty Barometer. Și ea spusese atunci că s-a dat cu acest parfum într-o cameră de hotel în nu știu care țară. Și a fost întrebată dacă s-a dat cu Tom Ford, am impresia, Black Orchid. Numai că eu, la vremea aceea, nu am reținut Tom Ford, Black Orchid, care mie nu-mi place. Am reținut doar gardenie, vanilie, note frumoase. Și, într-adevăr, este un parfum care cere o experiență, adică nu-l poate purta oricine și eu încă nu mă simt pregătită să-l port. Dar, probabil, când o să am eu vă... măcar 30 de ani, o să fie perfect pentru mine și o să-l păstrez până când o să ajung eu la acea vârstă. Bun. Mai am câteva aici pe pas și după o să pun o pauză să mai înduc din ele. Următorul parfum este Guess Sedative Noir, pe care îl țin și pe el în cutie și arată el așa. Este un parfum, după cum bine știți, parfumurile în sticle negre, cutii negre și așa mai departe sunt parfumuri intense, puternice. Și așa este și acesta de față. Oricum, îmi pare acum un parfum destul de cunoscut. Probabil eu l-am mai simțit pe cineva, dar în momentul acela mă gândeam, oare a ce miroase persoana asta? Numai că ce să vedeți, chiar a Guess Sedative Noir mirosea. Miroase destul de drăguț. Până acum nu-l percepeam chiar atât de drăguț, pentru că n-am apucat să-l port de prea multe ori. Cred că nu l-am purtat niciodată, sau o dată, de două ori, habar nu am. Este un vanilat,
aromatic. Da, și următorul parfum este de la John Galliano, Parlement d'Amour, care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am primit odată eu o mostră și l-am cumpărat în variantă de 90 sau 100 de mililitri. O să vedem noi aici, 80 de mililitri, vedeți că vă min. Și este foarte drăguț pentru că are aici un timbru. Eu nu am mai văzut până acum parfumul care să aibă timbru. Foarte drăguț. Și pe spate arată ca o scrisoare. Mie îmi place destul de mult acest parfum. Și este pe terminate. O să-l vedeți probabil destul de curând pe la Empties. Următorul parfum, tot așa relativ nou în colecția mea, este Sweet de la Lolita Lempicam, care este, vă spuneam, un parfum foarte frumos, foarte fructat, intens, tot așa cu note de cacao, un parfum foarte drăguț, care îmi place destul de mult. Următorul parfum este de la Essence, de la Lidl, Aqua, nu, Essence de Aqua Marina. Este un dup pentru Aqua di Gioia de la, cred că Armani. Este tot așa un parfum destul de curat, un parfum în special, dar în special pentru vară. Eu nu m-aș da cu acest parfum în alt anotimp. Spunem poate, dar poate, primăvara, dar doar vara l-aș vedea așa potrivit. Fresh, floral, adică și un pic floral, dar mai mult fresh și cu note de mentă, un parfum drăguț. Aici avem parfumul Giordani Gold White Original, care vă spuneam eu că a fost unul din preferatele mele, sau chiar preferatul preferatelor mele, atunci când eu nu aveam cont la Oriflame și nici măcar nu mi-l permiteam atunci să mi-l iau. Îmi place atât de mult. Este fructat. Este cumva și cu note de miere și am văzut că are în compoziție și trandafir galben. Deci ceea ce mă face să îi mai dau încă un plus chiar și în zilele noastre. Îmi place destul de mult. Următorul parfum este o apă de toaletă, apă de toaletă de la Elizabeth Arden, Green Tea Lychee Lime. Este un parfum cu ceai verde, lychee și lime. Este un parfum, ce să vreți, mai mult de atâta vară. Este un parfum la 50 de mililitri, deși arată ca unul la 30, nu știu, atât de mic e sticla de 50. Eu mă gândeam că o să fac baie în 50 de mililitri, dar se pare că nu este chiar așa. Deja am consumat destul de mult din el, vedeți? Și acum îl consum așa cu moderație. Este și ușor pudrat, observ, din note. Probabil că are și flori de ceva, cum are și pe ambalaj, de ajunge să fie atât de pudrat. Văzând notele, nu prea am. Îmi explic. Următorul parfum este tot unul de la 4711, Mandarin e Cardamom. Și este tot tester. Și o să-l vedem acum. Este un parfum tot așa fresh, mai delicat. Acesta nu prea cred că se potrivește pe un bărbat, dar pentru femei sunt foarte fresh, foarte bune, foarte de vară. Următorul parfum este din nou iubirea de-a mea de la Oriflame, pe care tot nu mi-o permiteam acum ceva timp. Este vorba despre Soul Fever for Her de la Oriflame, care este discontinuat, nu se mai face, nu se mai găsește și așa arată el. Este foarte drăguț. Mie îmi place foarte mult și seamănă cu un Hugo Boss pentru bărbați. Avea un verișor de meu, un parfum din acesta și era foarte vanilat. Deci mie mi-a plăcut foarte mult cu miroase acela și când am văzut că acesta miroase exact ca acela, numai că pe acesta scrie că e pentru femeie, am spus că ăsta este un parfum superb de cumpărat. Bun, următorul parfum este un tester pentru Aqualina Pink Sugar, care, după cum știți, nu cred că este persoană aici pe YouTube care să nu aibă Aqualina Pink Sugar. Deci, și să spună că îi plac parfumurile. Dacă există persoane
care nu au încă Aqualina Pink Sugar sau încă nici nu l-au testat, nu știu. Este un parfum cu vată de zahăr, un parfum cu caramel, un parfum dulce, un parfum pentru, și pentru adolescente în special, adică pentru adolescente și pentru... Se potrivește și pentru toate vârstele, pentru că nu spunem că de la o vârstă nu poți să dai cu un parfum, dar na, trebuie să ai curaj să porți acest parfum și nici măcar eu nu am curaj să-l port. Uitați cât de plin este și uitați și la mine cum mă comport, adică aș putea să-l port zilnic după comportament, dar este prea dulce chiar și pentru mine. Următorul parfum este tot un tester de la Jean Paul Gaultier Classic. I love Gaultier și este vorba despre, îl arăt așa, Classic Wonder Woman, care arată și el destul de fain. Este un parfum cu sorbet de lămâie. Un parfum, ups, era să-l scap, cu lămâi, cu flori de portocal. Din nou un parfum care tot mă duce cu gândul la flori de tei. Și din nou ceva ambrat. Foarte puternic. Următorul parfum este de la Zara și se cheamă Mimosa Cloud. Este un parfum cu mimoze și miroase foarte drăguț. Și din nou dup pentru Baccarat. Nu știu dacă îl mai găsiți în magazine. Este foarte drăguț. Seamănă foarte bine și cu Guess Seductive Red, pe care l-am și spuneam că seamănă cu unul de la Zara, care nu se mai face și de care mi-e milă să mai consum, adică din acesta mi-e milă să mai consum, pentru că știu că nu o să-l mai găsesc dacă o să-l termin. Îmi place foarte mult. Așa după sticlă, mă duce, după culorile sticlei și așa mai departe, mă duce cu gândul și la Cloud de la Ariana Grande și numele Mimosa Cloud, tot acolo mă duce. Eu nu am mirosit încă Mimosa Cloud de la Ariana Grande, dar posibil să fie un fel de dup pentru acela. Următorul parfum este Sau Scandal de la Jean Paul Gaultier și arată așa sticla. Este unul din parfumurile mele preferate. Este un fructat atât de puternic și atât de fresh, acrișor, frumos. Are și note de lapte. Îmi place foarte mult, are și nota de tuberoză pe lângă nota de zmeură, care mie îmi place foarte mult. Și, per total, un parfum care seamănă foarte bine cu Sau Scandal de la Jean Paul Gaultier este și acest Hacar Gold, un parfum de la Latafa, un parfum arabesc, care seamănă destul de bine cu acela. Este foarte drăguț și acesta. Următorul parfum este Miss Jordani de la Oriflame, care este un parfum cu sorbet de mango, un parfum tot așa floral. Cred că și acesta are flori de portocal și arată superb. Dacă nu-l știți, trebuie neapărat să-l încercați. Este un parfum atât de curat și atât de potrivit pentru vremea de acum, încât, nu știu, este superb, superb. Următorul parfum este unul de la Guess și se cheamă Double Dare. Este un parfum pentru femei. Eu am mai văzut Guess Double și atât. Sau nu, Guess Dare, dar Guess Double Dare nu prea am mai văzut. Așa că dacă îl mai găsiți, cumpărați-l. Este un parfum într-adevăr deosebit. Nu știu cel Double, nu, cel Dare. Guess Dare și atât. Nu știu cum arată, ce note are. Cum arată așa ca ăsta, numai că Rose Gold. Ăsta este auriu și atât. Acesta are note de căpșuni, are și licii acest parfum. Dar acela, nu știu, cred că este mai pudrat și floral. Nu cred că este atât de interesant cum este acesta de aici. Bun. Următorul parfum este unul de la Infinite Love și anume Anjou Demon, care a fost parfumul meu preferat de la Infinite Love, când m-am dus, vă spuneam eu odată, prima dată la ei să testez. Acesta mi-a rămas în cap și mi-a plăcut foarte, foarte mult, numai că văd că s-a schimbat enorm de rău culoarea.
Nu știu dacă să-l mai folosesc sau nu. Adică culoarea este destul de roșiatică și mă sperie deja. Următorul parfum este K242 și anume Libre de la Yves Saint Laurent. Și acesta arată un pic mai bine. Un parfum foarte puternic și acesta, deci acesta chiar că este foarte puternic și foarte persistent. Și la ei pe site am văzut că este potrivit a fi purtat primăvara. Ori eu, dacă mă dau primăvara cu așa ceva, s-ar putea să leșin. Am încercat să-l port primăvara, dar nu prea am reușit. Următorul parfum este unul de la 4711, White Peach and Coriandru. Și coriandru. Am să spun, aici avem parfumelul. Acesta clar nu mai este un unisex. Mi se pare un parfum atât de fructat încât eu l-aș categorisi doar pentru femini. Nu știu dacă sunt bărbați care să aprecieze atât de mult un parfum fructat și dulce în același timp. Dar și fresh, cum sunt parfumurile de vară. Următorul parfum este de la Burberry și anume Burberry London, care este destul de drăguț. Este și acesta destul de puternic. Nu știu de ce. Tot spre zona de Tom Ford, spre zona de organță de la Givenchy mă duce. Și acest parfum, adică este destul de puternic și nu cred că toată lumea îl poate purta. Inclusiv eu nu cred că îl pot purta, dar o să îi mai dăm timp. Următorul parfum este de la Lorina și anume California 63, care este un parfum inspirat dintr-un parfum de nișă și anume Clementine California de la Atelier Cologne. Mie îmi place foarte mult, e foarte fructat când îl pulverizezi și te face să faci baie în el, dar după ce se așează mirosul nu mai este chiar atât de, să spunem, fructat. Mie parfumurile fructate îmi plac foarte mult și odată ce se așează acest parfum nu mai este la fel de, să spunem, interesant. Nu mai este atât de fructat, este mai, nu știu cum să spun. Dar totuși nu este neplăcut, un parfum care se așează cu altfel de note nu fructate care să-l facă să persiste mai mult timp. Adică e clar pentru ce se adaugă și alte note în parfumuri. Aici mai avem și parfumurile de la Parisian.ro și aici avem Light Blue de la Dolce & Gabbana. Așa o să vi le arăt pe toate. De fapt, hai să-l scot un pic pe acesta din cutie. Toate arată la fel. Da, vă spuneam că aici avem parfumurile de la Parisian. Și aici avem după pentru Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Așa arată toate sticlele și o să vi le arăt pe toate pe care le-am, unul după altul, ca să terminăm și cu ele. O să vi le arăt doar pe spate așa ce scrie. Așa, bun. Următorul este Prada Candy, care îmi place destul de mult, foarte caramelicios, doamne, deci nu mai pot vorbesc, deci credeți-mă că nu mai pot vorbesc. Următorul parfum este Angel Nova de la Mugler. Următorul este Lancome Idol Intense, care și acesta foarte, îmi place foarte mult. Angel Nova este cu miros de suc fruity fresh cu toate fructele. De tutti frutti. Următorul parfum este Si Passione, un parfum care îmi place, în sfârșit un parfum de la Armani din gama Si, care îmi place. Este un parfum atât de drăguț și se simte foarte, dar foarte bine în notă de ananas. Eu nu credeam că în Si Passione, un parfum roșu, în sticle roșii, nu o să se simte bine o notă de fructe de pădure și o să simte ananasul foarte bine. În fine, următorul produs. Următorul parfumel este Carolina Herrera Very Good Girl, care este de asemenea un parfum foarte fructat, un parfum cu licii, un parfum floral, care îmi place foarte mult. Bun, următorul parfum este L'Imperatrice, un parfum care, după ce se usucă pe piele, cel puțin în gama din partea acestui parizian, după ce se usucă pe piele, se simt foarte bine. Nota de
pepene verde. Este atâta de zemos, atâta de, nu știu cum să explica, pepene verde direct cu coaja, pepene de toate, doamne, deci nebunești dacă te dai cu l'imperatrice de la parisien.ro, are codul 22. Da? Următorul parfum este Versace Bright Crystal Absolut, care și acesta îmi place de numai, deci nebunesc cu el. De asta am și dat comandă de atâtea parfumele din acestea, toate le-am cumpărat în același timp, pentru că eram foarte curioasă despre ele și v-am filmat și un unboxing. Îmi plac foarte mult, am mai reușit și să le mai probez. Bun, următorul parfum este de la Oriflame și anume Nordic Waters, care așa se prezintă el. Spuneau ei că ar fi un dup pentru Dolce & Gabbana Light Blue, dar nu. Am văzut că seamănă mai mult cu un parfum de la Kenzo, un parfum mai acvatic, un parfum mai... Na, cum și aici. Nordic Waters are câteva note acvatice. Nu știu dacă în Light Blue sunt note acvatice, dar citrice și așa sunt. Îmi plac, dar acvaticul nu prea mă mulțumește pe mine. Nu știu de ce. Mi se pare puțin greu de purtat. Aici avem K235 de la Infinite Love, care este dup pentru Givenchy L'Interdit. L'Interdit de la Givenchy, care îmi place și acela destul de mult. Foarte drăguț. Următorul parfum din gama Be Happy de la Feel Good de la Oriflame este acesta, Be Happy, cu portocală, sângerie și alte note, dar acesta este un parfum incredibil. Deci, ori mie îmi plac atât de mult parfumurile fresh, ori nu știu ce se întâmplă, că pur și simplu abia aștept să vină vara doar ca să pot purta acest parfum și cu Light Blue de la Dolce & Gabbana. Deci sunt parfumurile care m-au înnebunit cu totul. Deci cu totul. Foarte frumos. Mai am încă unul, tot din gama aceasta, și anume Wake Up cu lămâie, yuzu și cu mentă, care și acesta mi-a dat. Dar preferatul meu rămâne acesta. Este un pic mai dulce și mai fructat decât acesta. Este foarte bun, acesta este foarte bun. Deci dacă îl găsiți pe site sau pe Notino, oriunde, de unde vă dați comenzi, neapărat să-l cumpărați pe acesta, pentru că este, vă spuneam, fenomenal. Acesta este așa, așa, dar și acesta este destul de bun. Următorul produs este de la Eiffel, variantă de 50 de mililitri, acum că celelalte erau de 100, care vi le-am mai arătat, nu știu dacă în videoclipul ăsta sau în care. Și acesta imită Escada Turquoise Summer W204, este codul. Care și acesta miroase tropical, miroase a smoothie cu fructe de pădure, miroase acvatic și acesta, da, puțin, puțin de tot. De asta nici nu e foarte consumat, pentru că este un puțin acvatic. Ia să-l dau un pic. Și acum simt și notă de pepene. Acum încep să simt notă de pepene aproape în orice parfum. Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar cred că mi este poftă de pepene, totuși. Ia să vedem. Următorul parfum este Azaro Girl by Night, Wanted Girl by Night, care, după cum știți, este unul din parfumurile mele preferate, cu note de rom, frișcă, paciule, nu știu ce note mai are, strugurei, nu știu, fructe roșii, deci dacă vedeți așa ceva, cumpărați-l. Eu am varianta de 30 de mililitri care este atât de mititică și abia aștept să o consum cu totul și să-mi cumpăr. Deci dacă nu-mi cumpăr variantă mare, nu știu, 80 sau 100 de mililitri, pe aia o cumpăr. Dacă o consum pe asta. Deci genial, genial. Dar cred că totuși o să trag foarte mult de asta până o să găsesc eu o variantă de full size, așa, la un preț destul de bun. Acesta, de nou, intră undeva la parfumurile mele preferate. Adică dacă ar fi să renunț la 50% din parfumuri, acesta cu siguranță ar rămâne. Sau dacă ar fi să aleg 10 parfumuri din toată colecția, cu siguranță ar rămâne și acesta în top 10. Dar probabil că o să fac top 10 parfumuri din colecția mea. De ce nu? Următorul parfum este
Lacoste Parfum Elixir, care a fost nebunie în capul meu și cu acesta. Deci, nu știu dacă vedeți parfumurile care sunt așa mai scumpe, mai de brand, au culoarea mov la mine, pentru că movul exprimă așa și o notă fructată, destul de pregnantă, dar și o notă intensă, misterioasă și așa mai departe, dar adică pe lângă ar putea fi un parfum fructat, cum îmi place mie, ar putea fi și un parfum intens. Parfumurile fructate, na, pot fi în diferite culori la sticlă, dar și parfumurile foarte puternice sunt în sticlele negre, maronii, dar aici avem o graniță între și între, care este perfectă pentru mine. Acesta este un parfum vanilat, un parfum puternic și un parfum cu care nu vă străge neobservată prin jurul oamenilor. Adică până și profesoarele de la facultate au spus, vai, ce miroase așa. Deci asta miroase așa. Ca să vedeți ce miroase așa. Următorul parfum este de la Calvin Klein și se cheamă Woman. Este acesta pe care eu l-am cumpărat în variantă de 50 de ml și care îmi place foarte mult. Uitați cum arată Calvin Klein Woman. Este superb și l-am prins la o ofertă foarte bună. Este foarte fresh și exact cum trebuie pentru vară. Îmi place foarte mult și abia aștept să mă bucur și de el, ca și de celelalte. Eu de toate aștept să mă bucur. O să văd și de care reușesc într-adevăr să mă bucur. Ia să vedem ce mai luăm. Mai luăm un parfum tot arabesc din ăsta, se cheamă Diana. Și cred că ăsta are ceva note, fructe roșii sau ceva, nu știu, stați să îl mirosim. Așa arată el, să îl arăt și de aproape, tot așa, încătifelat. Și acesta, deci nu știu dacă într-adevăr, poate că are cireșe sau poate că are altfel de fructe, poate are ceva tropical în el sau fructe de păduri sau ceva, dar miroase a cireșe. Deci, per total, a cireșe cu paciuli. Eu asta simt în parfumul acesta, nu simt altceva. Și nota fructată, care îmi place atât de mult, mă face să-l pulverizez în prostie și eu nu prea suport paciuli, dar nota de cireșe mă face să mă dau cu mult parfum. Cam mai apoi să nu mai pot respira și chiar nici să îl mai pot purta. Următorul parfum din colecție este Vervain Cedrat de la Jean en Provence, care și acesta este un parfum destul de citric, care și acesta mă face să strâng așa din dinți. Dar acesta, spre deosebire de celălalt de la 4711, acesta este un parfum care pe piele se transformă în ceva vanilat cu trecerea timpului. Adică nu este doar fresh, deci strepezesc din singură, mai este și ceva vanilat în el. Bun, următorul parfum este un parfum de la Britney Spears și anume Private Show și arată așa. Acesta este un parfum cu cafea, cu dulce de lece și un parfum la 30 de ml care încă ține. Este foarte dulce, este, nu știu, unul din parfumurile mele foarte dulci din colecție și pe care, uitați, nici pe el nu l-am consumat destul de mult. De asta aș vrea să nu mai cumpăr atât de multe parfumuri, dar na, se mai lipesc din mână și unul și altul și nu am primit niciun parfum gratis de aici, din tot ce vedeți, sunt toate cumpărate de mine și tot cumpărate de mine vor fi și probabil următoarele. Buzunarul meu. Următorul parfum este Infinita de la Oriflame, care îmi place foarte mult, mai ales pentru că seamănă destul de mult cu My Way, care mie My Way îmi place foarte mult, foarte mult. Și chiar și la sticlă am impresia, parcă duce așa puțin, puțin, dar puțin de tot spre My Way. Foarte frumos și acesta, foarte fructat. În general îmi plac parfumurile fructate. Nu știu vouă ce parfumuri vă plac, dar mie fructatele și gurmandele, dar nici chiar să mi se facă rău de dulce. Adică mie dulcele îmi place. Mănânc dulciuri de înnebunești la orice oră, numai că nu suport în parfumuri să fie atât de dulci. Nu știu, am avut un arabesc care se chema Mosc Ciocolat sau ceva de genul.
pur și simplu nu știu unde este, nu știu cui l-am pasat, dar nu-l mai am. Pentru că a fost foarte dulce. Următorul parfum este LM de la Lolita Lempicka, tot așa tester. Și o să vedeți, ia uitați cutia, ce frumos are ceva aici roșu. Uitați cât de bine arată, un parfum cu cocos, parfum din nou tropical, cu floare de tiare, parfum. Cu de-astea, cred că are flori galbene, ylang ylang. Simt galben, când miros parfumul ăsta simt galben, nu știu ce se întâmplă. Foarte frumos, deci foarte frumos, un parfum galben, așa l-aș descrie, Lolita LM este un parfum galben și nimic mai mult, foarte frumos, foarte frumos. Următorul parfum este K210, dup pentru bicăzițiu de la Armani, care și acesta este destul de consumat. Nu mă așteptam să-mi placă atâta de mult bicăzițiu. Are o notă foarte pregnantă de zmeură, cel puțin în clona de la Infinite Love. Este o zmeură foarte frumoasă. Acum pare destul de suculentă, deci o zmeură trecut de copt și bună. Următorul parfum este Davidoff Cool Water pentru femei. La 50 de mililitri avem aici o variantă, care din nou este un parfum acvatic și un parfum cu pepene, la ce vă așteptați să găsiți în colecția mea, decât ori e prea fresh, ori prea dulce. Nici cum cald de mijloc. Foarte fresh, foarte, foarte potrivit pentru vară, foarte potrivit. Nu cred că nu-l știți nici pe acesta. Deci dacă nici pe acesta nu-l știți, chiar ne supărăm. Dacă eu vi-l arăt și spuneți, da, nu știm ce înseamnă asta, ce Cool Water, nu. Trebuie să le cunoașteți. Următorul parfum. De data asta avem uleiul parfumat. De la... De la ce brand e? De la Afnan. Dar nu o să mai citesc numele. Vi-l las așa un pic mai aproape. Așa este numele lui. Și așa arată el, vine așa frumos, îl scoatem un pic din locul lui. Așa este un ulei parfumat care are note de portocală și care și acesta duce spre bacara. Foarte puternic, foarte puternic. Probabil o să fac un videoclip cu parfumuri care sunt dupe pentru bacara. Parfumuri care seamănă cu bacara. Din colecția mea. Nu am eu cele mai multe dupuri pentru bacara, dar am văzut doar 3-4. Măcar 3. O să fac diferite videoclipuri cu parfumuri în care să fie măcar 3 parfumuri din acea categorie și o să vedeți despre ce este vorba. Până atunci o să-mi țin gura pentru că vreau să vă uitați și la următoarele videoclipuri. Următorul parfum este Signature for Her de la Oriflame. Și arată super. Uitați, așa arată el. Are aici și capacul. Arată superb. Este un parfum tot așa cu lavandă. Dar un parfum care, într-adevăr, eu vă spun foarte sincer, chiar poate fi purtat ca un parfum semnătură. Eu nu îl port ca un parfum semnătură și... Da. Mă bucur de el oricând am ocazia. Aici avem și o ramă foto. Bun. Următorul parfum este Essence Cotton Blue by Suddenly de la Lidl. După pentru Light Blue, uitați cât mai am eu dintr-o 100 de mililitri. Spuneți voi dacă eu sunt sănătoasă. Cum să am așa? Este superb și nu mă face să-l mai miros odată pentru că o să mă dau cu toată sticla în seara asta, pentru că este seara atunci când filmez. Și mai am câteva parfumele și terminăm în sfârșit videoclipul. Probabil v-ați cam săturat de bine. Știu, știu. Și eu am obosit. Avem Madonna Treat Me și dacă vă arăt așa, voi să-mi spuneți pentru ce credeți că ar fi dupe. Eu spun că pentru Prada Candy... Așa, sau Prada Candy Gloss. Una din două trebuie să fie. Și este un parfum foarte,
Dar foarte vanilat. Foarte vanilat, foarte vanilat. Îmi place foarte mult. Și în sezonul rece, cu siguranță, o să-i dau o șansă. Următorul parfum este de la 4711 Sun and Seaside of Zanzibar. Care și acesta este un parfum tot așa, cu note tropicale, cu note de cocos, probabil și cu note de chiare și cu note de pepeni. Ia să-l dăm un pic și pe asta. Da. Și cu note de ceai sau de pina colada, nu știu de ce, adică ceai și pina colada, tot aia la mine, adică cam așa am ajuns eu în seara asta. Am înnebunit cu totul. În fine. Și mai am două parfumuri, nu doar unul. Ia uitați. Mai am unul de la Guess și se cheamă Guess Seductive Kiss, sau cum? Seductive? I'm yours. Așa se cheamă. Este un parfum destul de puternic și în același timp, mie mi se pare că duce destul de mult spre Coco Mademoiselle. Adică, probabil din cauza notei de patchouli din acest parfum, duce spre Coco Mademoiselle, dar undeva la 40-50% sau 60%, adică nu destul de mult, nu este 1 la 1 cu Coco Mademoiselle. Vă spun doar că duce spre zona aceea și eu, până recent, nu văzusem asta la el. Puneam așa, adică astăzi, am pus așa nostru și îmi spun, hopa, oare să fie dup pentru Coco Mademoiselle? Știu că atunci când îl pulverizez este destul de puternic și, na, dar așa când îl miros doar, este un parfum care pare să semne foarte bine cu Coco Mademoiselle. Și ultimul parfum din colecția mea minunată de parfumuri este acesta de la Victor & Rolf și este un parfum relativ destul de nou și se cheamă Ruby Orchid. Eu l-am în variantă de 50 de mililitri și o să-l scot din cutie. Îmi place enorm de mult acest parfum, dar enorm. Este un foarte, foarte, foarte frumos și foarte drăguț. Deci l-am și lăsat așa la urmă. Cred că chiar este cel mai scump parfum al meu de aici. Așa că dacă ați stat până aici, înseamnă că merită așteptare ca să-l vedeți pe acest Ruby Orchid de la Victor & Rolf. Deci, eu vă spun ce este aici. Este o piersică în sirop. Sirop de zahăr mult, cu piersici, dulce, fructat. Delicios, destul de gurmand, vă spun destul de, adică s-ar putea să fie chiar peste limitele unora dintre voi. Este foarte frumos și este de asemenea un parfum destul de puternic și un parfum care tot duce spre zona de mauve, de trecere între fructat și puternic, oriental, ambrat, de ce nu tabacos, cum să mai spun, pământiu, no, nu mai spun. Nu mai spun că nu-mi plac notele pământii. Bun. Și asta a fost colecția mea de parfumuri. Nu știu dacă am ajuns la așteptările voastre, pentru că spunându-vă mereu că, că eu am mai multe parfumuri, dar o să le vedeți voi vreodată când o să fac eu colecția de parfumuri. Da. Astea au fost. Sper să fi ajuns la așteptările unora dintre voi. Sper să vă fie plăcut videoclipurile mele. Și sper să vă să le primiți așa cum trebuie, să vă uitați la ele. Și probabil anul viitor o să ne auzim cu colecția de parfumuri mult mai numeroasă. Sper eu câteva schimbări să fie aici în colecția mea. Adică să existe niște schimbări, să plece unele parfumuri, să vină altele, să fie câteva parfumuri consumate din tot ce ați văzut aici. Și, na, să avem cât mai multe parfumuri de nișă, asta ne dorim, nu? Aș vrea, bineînțeles, să achiziționez câteva parfumuri de la Mancera și câteva de la Montal. Așa că, pe viitor, spun că este loc și de așa ceva. Dacă veți fi interesați, vă aștept și anul viitor la colecția mea de parfumuri. Până atunci o să fac altfel de videoclipuri, care parfumuri, care despre altceva. Așa că,
Vă invit să vă și abonați ca să le vedeți și pe acele videoclipuri care, din punctul meu de vedere, vor fi interesante. Sper să ne revedem cu bine și la următorul videoclip. Pe curând!